spun bună ziua și Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți care ne urmăriți. Eu acum fac macu, măcin macu, că vrea mama să mai facă cozonaci. Da. Vă spun și eu bună ziua și pacea Domnului, Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Așa cum a spus Nora, ați văzut că ieri am făcut aluatul de cozonaci, tot așa cum am făcut și ăia doi, așa am făcut și pe ăștia. Da, un pic diferența că i-am pus la frigider. Da. Și o să încercăm să... Acum știți voi cum am făcut, cum să face cozonacii, cum nu știu ce. O să vă filmăm așa puțin câte puțin. Fiecare ce facem da. Astăzi. Nu, Nora? Uh-huh. Nu bun, Nora? Nu bun. Acum vrem să pregătim umplutura ca să facem cozonaci. Da, sigur că da. Avem aici mac. Mai avem aici niște nucă măcinată. Ia uitați cum arată cozonacul nostru de fain, care am făcut ieri. Uitați aici așa. Ați văzut? Uitați ce fain. Așa cum spune fâșii, pale, pale. Uitați. Să vă arăt mai de aproape. Dacă se vede. Hai să vă arăt mai de aproape. Uitați aici. Vedeți? Și este pufos. E o bunătate, vă spun. O bunătate. Mănânc eu unul. O bucată. Mănâncă Nora. Vreau o cafea, Nora. Vrei să fac cafea? Mhm. Uh-huh. Mai pun aici așa. Am pus un pic de zahăr. Punem două pliculețe de zahăr vanilat aici și în asta, în nuca. Așa. Două aici și două aici. Da, și o să punem niște zahăr. Zahăr după gust. Fiecare să pună după gust. Așa. O să răzălim niște coajă de la o lămâie. Pun jumate aici, jumate dincolo. Mai avem două, că poate ne mai trebuie. Esență de lămâie, trebuie să iau de acolo, să pun și un pic de esență de lămâie, ca să nu pun mult nici aici, că și aia e foarte tare. Gata. Vreau să vă spun cu cozonat și pune aici așa, Nora. Cozonacii care am făcut, hai să vă spun. Am pus rețeta în descriere. Eu am pus 42 de grame de drojdie, dar voi puteți să puneți 50 de grame de drojdie sau 14 grame drojdie uscată. Eu am pus așa pentru că chiar nici nu aveam și am trimis-o pe Nora încă să mai cumpără drojdie la ea care a mai făcut. Așa e, Nora? Da, așa. Am avut un cubuleț. Mai am acolo care am făcut și de Crăciun, numai că nu i-am făcut cu 10 gălbănușuri. Am făcut, nu mai știu, cu 6 cred că am făcut. Cam așa am făcut, cu 6 gălbănușuri. Acum am făcut cu 10. Atât, dar tot aceeași rețetă îi, atât dacă diferă gălbănușurile. Și tot așa am pus 50 de grame de drojdie. Acum nu. Știu că voi... Ne apreciați nu numai pentru rețete care noi facem, vă place de noi și că vă uitați la noi și ne apreciați și vă mulțumim din suflet.
Hai să punem, Nora, și un pic de lămâie aici, așa, în ăsta. Adun, te rog, un cuțit. Și ăla care facem, știi? O împart așa în două, aici și aici. Așa. Hai să-mi pun și eu pe zahăr aici, așa, în cafeluța mea. Mersi. Și să nu uit să punem și cacao aici în... Nu, ăla care punem, da. Că știi că mai are niște sâmburi și ăla acolo merge sâmburii așa, știi? Nu merge acolo. Așa, o să punem jumate aici, jumate dincolo, niște țamă de lămâi. Vezi, sâmburii rămân aici așa. E bună asta. Adun o farfurie ca să pun asta, Nora, să le pun acolo. Hai pe jumate. Așa, ca să nu punem aici, așa. Dar vezi tu, sâmbura asta că vrea să meargă acolo. Am mai avut din asta mai mare și nu era cu... Asta se rupe. Ia ca așa. O punem aici. Punem jumate dincolo. Dar ce bun a ieșit cu zona cu... A ieșit, Nora. Are toate aromele, are. Simți toate bunătățile fost, acolo. Se rupe fâșii. Da. Foarte bun. Și-mi place că ai pus rahat. O să punem și în ăsta acum. Aici la nucă, o să punem, că mai avem rahat, chiar mai avem. Ia că am pus și aici la mac. Așa. O să punem niște cacao aici, cât mai am, o ringură mai am aici. Da, chiar o lingură mai este. Hai, să fie tot. Dar să știi că cred că asta e mai neagră decât aia la altă, dar trebuie să o desfac, să o văd, da. Are cacao mai neagră, să văd aia cum e. Să văd și pe asta. Tot așa, dar să vede după plică e mai închisă la culoare și asta e mai deschisă, dar acum nu știu, să vedem. Dacă o fi tot așa bună, e super. E foarte bună cacao ăsta. Nora, și n-am luat. Dar tot aceea marcă e, numai atâta că vezi, diferă că e la pachet mai mic. Are 25 de grame pachetul ăsta și ăsta are 100 de grame. Da, e mai mare. Ia să vedem. Tot aceeași culoare. Nu e tot aceeași. Nu, Nora, asta nu. Asta este mai deschisă. Asta e mai deschisă. Păi, dar se vede și pe pachetul. Nu e o minciună, vedeți? Se vede și pe pachet că asta e mai închisă și asta e mai deschisă. Și chiar adevărat. Era un plic de la numai să încercăm. Așa da, că am zis că poate nu fi bună. Da, ai văzut că e mai bună. Da, totuși e bună și asta. Că eu am mai făcut cu asta. E foarte bună și asta. Dar asta e mai bună. Da? E bună și asta. Nu, aici am pus tot. Gata. Numai punem albușul de ou aici și dincolo, la mac, tot așa. Că slavă Domnului, avem albușurile care ne-a rămas de la ou care am făcut cu zonaci. Afară iese soarele și astăzi cred că o să fie cald. O să fie frumos, Nora, și astăzi, dacă așa. Dar dacă mai mă duc acolo, Nora, să-mi iau din asta. Vedem cât e. Dar cred că nu era scumpă asta. Nu era scumpă. Nu, bun, îmi trebuie spatula aia. Sau două adun, Nora, una aici și una aici. Așa. Ca să nu-i lăsăm aici cadru singur. Aici am la greu. Asta cu
treabă dincolo dus în orară, să nu rămână aici așa, ca să ne încurcă. Așa, mersi, Nora. Și acum o să punem niște gălbănușuri de... albușuri, pardon. Iar mis cu capul aiure. Niște albuși de ou, da. Așa, nu mai bat să mai fac spumă, las, e bine și așa. Și punem rahat. De la produse române, foarte bună, la care am luat, trebuie să-mi aduc și ăla, să pun mai mult, cred că. Să mi-l aduci de acolo, din dulap. O să mai pun ciocolata cu Nutella aia care fac, știi? Așa. Pregătim și asta. Eu mai mănânc o gură de cozonac. Trebuie să nu punem aici, așa, olala. Să nu facem ceva aici. Pentru dacă nu am timp, iată așa, n-am timp, vedeți? Ne grăbim. Aici merge un cozonac, Nora. Punem așa ca să facem unul. Asta e lumea prăjituri să faci. Dincolo. Să vedem. Iar o să stau toată ziua pe picioare. Ia că uite becul. Foile. Se duce becul. Da, trebuie să cumpărăm. Asta. Da? Ați văzut, prieteni, cât am stat aseară? Până am terminat cozonacii, până am pus, am dat la Abel săracul și el a stat până a pus și până ai făcut acolo cu filmarea, până că m-am gândit că vreau să o pun de aseară ca să nu o las pe astăzi, m-am gândit că o pun astăzi, dar până la urmă am stat și m-am gândit că cum să mai pun astăzi, dacă și astăzi, uite, avem mult de muncă să facem. Ia că chiar bine ai ieșit, Nora. Vezi? Da. Na, gata și ăsta, dar să știi că pe mine mă doare mâinile la greu. Ieri ai făcut la hai să ștergem aici așa, Nora. Să fac... Ia asta, dul dincolo, să vedem ce rahat mai avem. Ia că mai avem, asta e foarte bun. Da. Trebuie să-l pregătim, să-l tăiem. O să, ce să fac? N-am mai luat de aici, că și așa ne trebuie. N-am mai luat astea. Pe masă? Da, păi și așa, și așa. Nu vezi că ne trebuie și așa. No, ia ăsta. Du-l de aici. Așa. Asta nu. Bețișoara aia să-mi o lași, că-mi trebuie. Și aia ăsta îmi trebuie. Lasă bețișoara aia, că cu aia testăm cozonacii, să vedem dacă sunt buni. Da,
copți, că nu atunci le luăm. Atunci ăștia le luăm, aici, pe masă. Îți trebuie așa. Facem curat, să vedem ce avem aici. Ia asta, stai, nu vreau să-ți dau asta. Așa. Dar să punem cu asta mai înainte. Aici nu cred că avem atâta sau avem. Aici nu mai avem atât de mult, cred că mai puțin avem aici decât dincolo, dar oricum, tot așa avem, o să vedem cât, știi, cât ne intră, poate o fi poșta. Poșta? Poșta! Sperăm să vină rochia lui Nora. I-am făcut o frumoasă rochie, dar îmi spune Abel că o să vină peste 2 luni. Nu? Bine atunci. Dacă o să vină peste 2 luni. Sperăm să nu fie așa. Da? Acum las. Care? Da? Vreau să tai asta, la hartul ăsta, să o pregătesc. Abel? Da. Bravo, bravo, bravo! Hai, mă! Hai, mă! Iar ne-au venit datoriile să plătim. Da. No, hai, Nora, să vedem. Să vedem dacă ar fi o bucurie pentru tine. Hai să vedem rochia, să o arătăm aici la prietenii noștri care te apreciază și te iubește și îi mulțumim din suflet. Mi-a spus că vine peste 3 luni, auzi, rochiile. Una pentru mine, una pentru tine. Da? Nu știm. Să vedem acum care o fi, a mea sau a ta. Să vedem. Eu trebuie să mă duc să mă spăl pe mâini, din masă, să termin tu acolo. Ai, aca! Ai, Nora! Haide! O, mama! E a ta! Nu, spune tu că nu s-o venit ție. Era mai bucuroasă pentru... Stai că vine mâine, poate, Nora. Mâine sau pui mâine, până sâmbătă poți să vină. Nu, hai să vedem cum e. Adevărat. Wow. Vezi? Și tu ai spus că... Stai să mă scot cu mâine, hai, du-te dincolo, du-te dincolo. Wow, ce frumoasă! Vedeți, se rog chiar lui mama. Ce frumoasă este. Eu am găsit-o la ea, eu am ales-o. Da, Nora, da, tu mai ai răsut. Eu am văzut-o. Mersi, mersi, Nora. A fost frumoasă. Mamă! Și am spus, uite asta, uite ce frumos este. Ioi, vezi? Ce frumoasă e, dar și mă duc și îmbrac acum. Du-te! Să arăt la prietenii mei. Da. Dar tu stai acolo așa să nu rămână cadrul, da? Da. No, ce frumoasă. Da, vezi? Știi că am zis că poate este. Că nu fi culoare așa pe bordul. Da. Dar îmi place rău, wow! A, ce frumos! Bine, îmi place la greu! Îmi place, nu la fel că mâine vine a ta! Da! Vezi și acolo scrie că o să vină la o săptămână, 2 luni și nu mi-a venit așa, a venit mai repede. Da! Stai că o să mă îmbrac frumos acum! Îmbracă-te frumos, să te vedem! Prietenii mei! Da, să te vadă prietena, prietenii! Da, nu o să mai iau nici... De asta în cap acum. Nu mai ia.
asta, frasă, te faci frumoasă. Acum așa o să fim. După aia iară, iară o să fim tot așa. Da. Da? A venit? Da, să mă îmbrac frumos. Da, ne îmbrăcăm de Paște frumos. Da. Să vedeți voi, oameni buni, ce frumos o să-i stă la mama în rochia asta, unde i-a venit acum. Hai să vedem, nu? Nu știu, sandale să iei ceva după ea, frumos. Hai, da, se oprește un pic camera, te rog frumos. Ia uitați rochia mea, îmbrăcat-o. Și vreau să împărtășesc bucuria mea și cu dumneavoastră. Nu. Acum așteptăm să vină, a venit una la Nora, o rochie. Ați văzut că ea și-a luat pe tot material din ăsta. Da, ea și-a luat albă, nu Nora? Da, albă. Albă, e frumoasă, îmi place. Uitați cum arată. Da, e foarte frumos, este superb. Da, se vede, da. Da? Da. Uh-huh. Super. Nu, fă la mine o poză. Gata. Da. Nu, bun. Cam atât. V-am arătat și rochia mea. Nu, bun. Am împărtășit și bucuria mea cu voi și continuăm lucrarea noastră, care am început ieri. Așa cum v-am arătat ieri pe filmare cum am pregătit cozonacii, i-am pus de ieri, le-am lăsat să crească și i-am pus la frigider. Și uitați cum arată. Uitați, o să fie o bunătate de cozonaci a luat la frigider. Vreau să vă spun că ieri v-am arătat cum am făcut, cum am pachetat, tot aceeași procedură facem și cu ăștia. Am pregătit rahatul, am pregătit, ați văzut, toate umpluturile care o să punem la cozonaci și vă arătăm că sunt, când le punem tot în tavă și o să vedem ce mai facem. Vreau să vă spun că cam atât a fost pe ziua de astăzi. Vrem să încheiem filmarea noastră aici. Ați văzut voi cum fac cozonacii. Ăștia o să fie tot așa. Și vă mulțumim din suflet că sunteți cu noi, că ne apreciați. Domnul Iisus să vă binecuvinteze. Nu uitați să vă abonați. Ne vedem la următorul filmuleț care o să postăm. Pe curând, la revedere! La revedere.